găsit, dragi prieteni, sunteți la as.ro live, așa cum probabil ați văzut, antena Play în curând o să fie și a fost și pe antena 1, o nouă gală aici la antenă, cu succes, cu audiență și cu niște meciuri senzaționale. Discutăm despre toate acestea, dar nu numai despre gală, bineînțeles, și despre ce va urma cu doi dintre protagoniști, să zicem, un protagonist și cu organizatorul acestei gale. Radu Zarioiu, bună dimineața! Bună dimineața, bine bună venit. Dimineața! Patru gale, patru victorii, nu? Trei gale, trei victorii. Trei gale, trei consecutive. Bun. Consecutive. Și cu colegul nostru de la Antena Sport, la tine un cumul de funcții, și antrenor, și organizatorul acestei gale, I Fight Heroes, Florian Ceafalău. Bună dimineața! Bună dimineața! Mig, mulțumim că ați venit, ați văzut ce trafic e în București. Tu de la Vâlcea cred că da, mai repede ajungi. Am făcut mai mult de la aici în București decât de la Vâlcea la București. Prima întrebare, numai te rog o secundă să mă ierți. Unde e Pascu? Că tu de obicei... Pascu se odihnește acum și la gala asta. E prima gală Heroes pe care o facem în care nu a luptat. A avut niște probleme de sănătate și nu a luptat de data asta, însă a fost foarte implicat în organizare. Că el de obicei era aici, ori înainte... ori după. Acum, întrebarea de om bătrân din Cismigiu, cum a fost? Cum a fost? Gala. A fost o gală superbă. Din punctul meu de vedere, a fost o gală superbă, plină de acțiune și foarte plină. Deci a fost gala plină, nu mai era un loc în sală. Bine, tu vii și cu suporteri. Da, tot da. Timpul... Eu vin cu energia bună după mine, să zic așa. Corect. Deci, chiar au fost foarte mulți oameni și... Asta superbă. E bine. Dar tu ai venit așa cu mâna goală, că am înțeles că cifrele de audiență au fost, adică pentru cei care te-au așteptat, zic și eu, întreb, în promovarea acestei frumoase gale, nu? Cifre de audiență foarte bune. Da, este cea mai vizionată gală de MMA. Și el a venit așa. Din istorie, cel puțin, hai să spunem așa, din era modernă, au mai fost niște gale pe la mijlocul anilor 2000, care nu erau, nu știu, adică chiar subtitulatura de MMA și cum se desfășoară după regulile acestea din UFC, să zicem. Și au mai fost galele acelea făcute de tot Medina prin 2007-2008, unde a debutat și Pascu la profesioniști. Însă atunci e greu să mai afli ce audiențe au fost, dar de atunci încoace 100% este cea mai vizionată gală. Deci nu vorbim de numai de meciurile date pe, de galele date pe Antena 1, vorbim de all, da? În general. Da, audiența pe Antena 1. Ratingul scos pe Antena 1. Cum ai făcut asta? Hai acum să nu fim... modești. Păi, acum, ca să tragem așa o concluzie, cât de mare a fost audiența, atât de greu și atâtea probleme am avut înainte de gală cu acest eveniment, însă le-am rezolvat pe toate și lucrurile au fost excelente în seara de vineri. Dar zi-ne un picuț, cum se organizează o astfel de gală? Bun, deci avem gală în decembrie. Știm de acum, să zicem. Păi chiar e în decembrie următoare. Bun. E ca aia, imediat ce s-a terminat o gală, începe cealaltă? Nu, asta lucrăm e... la gala din decembrie, pe înainte să o facem pe asta. A, înainte? Da. Avem un calendar făcut cam de la începutul anului și, în primul rând, trebuie să ai o locație, să ai o sală, să știi că faci gala acolo. După care trebuie să ai un buget, să începi să-ți faci calcule. Corect. Faci deci un fight card, sportivii pe care vrei să-i bagi în gală și așa mai departe. Adică sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont, dar în principiu dacă ai bani, sală și sportivi, faci gală. E bun, asta ce astea trebuie? Că nu ai nevoie de nimic. Bani, gală și e gândită gata în decembrie, poți să ne zici? Da, următoarea gală este în decembrie. Se știe unde? 90% în București. Este un pic dificil să plecăm din București iarna, că dacă te prinde vreo ninsoare pe drum sau ceva de genul, corect. Este mai greu. Corect. O să avem și mulți sportivi străini care vor veni la gală și aterizează la București, îi ducem la hotel. Corect. Radu, zine, te rog, tu cum ai început, nu aici la gală. Știi cum că am aici început de meaul? Da, exact. Că eu... Păi este o poveste mai lungă. Păi, am fost un copil foarte energic. Deci copil atomic, cum trebuie. Da, am fost un copil foarte energic și la vârsta de 7 ani părinții mei m-au împins către un sport doar pentru a-mi consuma toată energia. Dar ce făceai, nebunii mari? Nu neapărat mari, dar aveam foarte mult energie, fiind și copii, le vă dați seama. Și am început la vârsta de 7 ani cu lupte greco-romane. Deci la tine n-a existat fotbal, nu. Handbal, basket? Nu. Mie mi-au plăcut sporturile individuale, one versus one, să zic așa. Și la vârsta de 7 ani am început cu lupte greco-romane, unde mi-am făcut treaba foarte bine, timp de 15 ani. Am câștigat
foarte multe meciuri, am fost campion național, am fost cooptat în lotul național de lupte greco-romane în 2010-2011, la Piața Neamț, unde am și stat acolo timp de un an de zile. Ulterior, la, să zic așa, când am trecut din cadet în junior, deja competițiile au început să scadă. Luptele greco-romane fiind un sport puțin mai necunoscut în România, competiții foarte puține, adică aveam, să vă spun sincer, cred că aveam doar două competiții pe an. Cupa României și Campionatul Național. Vă dați seama că lipsa competițiilor erau mari. Corect, antrenamente, antrenamente, dar cât? Da, da, trebuie să mergi la competiții, să vezi cât de bun ești. Și am început să merg la Kempo. Acolo am început să învăț pun picioare. I-am învățat, am început să-i dau și ulterior MMA-ul. Am început să lupt în MMA. Am început cu competiții de amatori, am mers la campionatul european, am ieșit campion european, am ieșit campion european de Kempo, de MMA și ulterior am ajuns în Heroes Fight League. Ușor, ușor începuseră, că am mai discutat cu Florian treaba asta, începuseră și la noi să se promoveze, începuseră acest sport și sportul de contact, da, în general, numai. Pentru că a fost o, știi că am mai vorbit noi, sunt vreo 20 de ani, dacă nu mai bine, de când a fost o explozie pozitivă. Da, 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 da. Pentru mine a fost ceva nou. Vă dați seama, lupte greco-romane, da. N-ai voie pumn, n-ai voie piedică, n-ai voie să pui una pe picior. Deci era faul toate chestiile astea. A fost complicat pentru mine. Doar că m-a ajutat chestia asta în mea, adică am plecat cu o bază. Am învățat pumn, în continuare o să învăț, adică mereu avem de învățat. Și acum, momentan, sunt în România, sunt neînfrânt la profesioniști. E greu, a fost greu pasul ăsta? Vorbim de un sportiv care făcuse o disciplină cât de cât pe partea asta, adică n-ai venit din fotbal. Nu e că a fost greu, mi-am dorit foarte mult. Deci, cum aș fi spus, că simțeam lipsa de competiție. Simțeam lipsa de antrenamente, competiții căzute și în MMA chiar sunt competiții. Adică, ca să fii un luptător bun de MMA, trebuie să înveți și jiu-jitsu brazilian, trebuie să înveți și kickboxing, trebuie să înveți și box, trebuie să înveți lupte, ai foarte multe de pregătit. Adică nu poți să zici că gata, am făcut kickbox, sunt bun în MMA. Nu. Trebuie să le... Asta e o bază complexă. Ai găsit toate astea la Vâlcea? Le îmbin. Am antrenori pentru fiecare sport în parte și le îmbin. Și cu ajutorul lui Florian mă mai împinge și de la spate, mai spune câte un secret sau altul, să spunem așa, și... Nu, întreb pentru cei care se uită la noi, care vă văd, care au auzit de Gale și care pot pleca pe drumul ăsta, dar nu sunt născuți în București, Cluj, nu știu, Timișoara, da, Iași și Constanța. Și atunci le e foarte greu, mai ales la o vârstă fragedă. Norocul meu este că... În Râmnicu Vâlcea am reușit să-mi creez propriul meu spațiu de antrenament, unde am și o sală. Tu ai o academie din Cătine. Da, am o academie unde dețin peste 150 de abonați, eu împreună cu încă 3 antrenori, unde la rândul nostru ne și antrenăm, doar și antrenăm. Deci nu doar că ne antrenăm pe noi, da, oferim și antrenamente și avem o sală foarte mare cu tot echipamentul complet.